Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, vă salut pe toți, scuzați întârzierea, din păcate dificultăți tehnice, am înregistrat clipul de astăzi încă o dată fără sonor, așa că va trebui să o iau de la capăt, sper să am aceeași inspirație și să bine primul clip. Ne apropiem de 64.000 de follower, vă mulțumesc tuturor, sunteți minunați, ce să zic, jos pălăria. Haideți să începem. Am să încep cu ceva ce am promis la foarte multe persoane cu care am discutat, și anume strategia cum atunci când tranzacționăm punem stop loss, take profit. Da? Cum ne încasăm profiturile, cum ne diminuăm riscurile. Această strategie este valabilă și pentru cei care sunteți pe canalul nostru premium de Telegram, canal care aveți linkul în descrierea acestui clip. Da? Haideți să începem. Folosesc desktop-ul, mi-e mult mai ușor să vă arăt așa. Suntem pe Binance. Vreau să menționez că pe alte site-uri probabil setup-ul este diferit, adică setările sunt altele, dar sunt foarte, foarte mulți oameni care folosesc Binance. Ne ducem la trade, ne ducem la classic, deci avem acest buton trade, classic, da? Și să zicem că avem, nu știu, punem one, Harmony, da? Avem această monedă, eu o tranzacționez de obicei cu USDT, da? Cum procedăm? Aici avem panoul, unde dăm vinde sau cumpără. Să zicem că noi vrem, am cumpărat deja One, da? Și vrem să ne asigurăm cu un stop loss și cu un take profit. Avem aici la spot buton limit, market, stop limit, da? Aici vom selecta OCO, da? Acum prețul este de 20 de cenți, da? Noi punem prețul la care vrem să vindem, da? O să pun 0,38, da? Da, stați o secundă că nu l-a luat bine. 0,38, da? Asta e prețul la care vreau să-l vând. Iar 0,15 este stop loss-ul. Dacă valoarea One scade până la acest nivel, până la 0.15, automat se va activa stop loss-ul. Acum depinde fiecare cum are tranzacțiile, ce buget are, ce portofoliu, ce vrea să obțină. Fiecare își spune stop loss la 1%, la 0.5, la 2%. Depinde, fiecare alege cum își dorește să facă. Bun, am pus și stop-ul și limit aici. Și aici punem amount. Să zic că eu am 5.000 de one și vreau să vând în setup-ul ăsta 1.000, da? Și dau sell. El nu o să vândă acum la prețul de piață, va vinde dacă ajunge 38 sau mă va proteja dacă se face 0.15. Este foarte ușor de făcut. Trebuie să vă uitați cu atenție la acest tutorial. În rest, nu e nicio problemă. Se realizează extrem de ușor. Am să continui episodul de astăzi cu Bitcoin pe TradingView. Suntem pe un interval de o oră, îl urmăresc să văd ce face. Dar am să măresc time frame-ul pe daily, pentru că aici este foarte important. Și am să vă zic de ce. Această linie roșie, da, este valoarea medie a prețului Bitcoin în ultimile 200 de zile, da? Deci dacă am împărți Bitcoin-ul, valoarea, am face o medie a prețului Bitcoin, aceasta este 46.980 în ultimele 200 de zile. Asta înseamnă extraordinar pentru Bitcoin, da? Deci este o zonă de suport extrem de puternică, iar dacă noi ne vom duce către valori de peste 100.000, asta este suportul din punct de meu de vedere pentru următorul bear market, da? Acum, mă scuzați. Ce este extrem de important și ce vreau să menționez? Până nu depășim valoarea de 51.000 de dolari, eu nu aș lua nicio poziție pentru Bitcoin sau pentru altă monedă long. Dacă depășim în sens invers, scădem sub 46.000 de dolari, iarăși nu m-aș băga pe short-uri decât dacă știu ce fac, știu ce tranzacționez. Eu nu o să fac short pe Bitcoin atât timp cât încă am speranța că suntem în bull market. Da? Deci nu tranzacționez dacă sunt sub 51.000, sub 46.000 o fac cu mare prudență. Da? Dacă ajungem la 46.000 și scădem de acolo, eu aș aștepta următorul nivel
adică 42.000, unde mă aștept să avem un bounce. Acolo aș intra în piață, da? Deci ori la 42.000 aș intra în piață că e Bitcoin, că e altceva, ori peste 51.000. Până atunci, eu personal aștept confirmări de piață. În următoarele minute vreau să vă prezint câteva știri extrem de interesante. Prima ar fi faptul că cei de la Avalanche vor integra Circle USDC-ul, da? Asta înseamnă fee-uri mult mai mici pentru USDC, timp de transfer mult mai rapid, da? Din punctul meu de vedere, cred că în următorii 2 ani de zile, cei de la USDC vor încerca să depășească ca valoare de piață USDT-ul. Ei sunt al doilea, cel mai cunoscut stablecoin din lume. Stablecoin înseamnă monedă care are valoare egală cu un dolar, da? Avem această știre cu Nike. Cei de la Nike intră serios în piața criptomonedelor și cumpără acest studio, da? Care se ocupă cu NFT-uri. Da? Și mai avem încă o știre bombă. Michael Jordan va intra în piața cripto în zona de Web3, dezvoltând pe Solana, pe blockchain-ul celălalt de la Solana, o aplicație destinată atleților, o aplicație care deja a strâns 10 milioane finanțare din piața cripto și se va lansa anul viitor. La ce capital de imagine are și ce avere are Michael Jordan, mi-e greu să cred că această aplicație nu va avea succes. Vă așteptăm și pe canalul nostru premium de Telegram, canal educativ, canal nu doar cu semnale de piață de tranzacționare, ci și cu informații foarte utile, tutoriale. Astăzi, așa cum am promis celor din comunitate, am făcut acest tutorial cu Stop Loss, Take Profit. O să-l punem și pe canalul BitMarket, îl vom posta, pinui și pe Telegram. Știu că am promis comunității că voi oferi niște ponturi, însă piața nu este de așa natură și prefer să nu risc să ofer informații care după aceea să devină invalide. Linkul către canalul nostru premium de Telegram îl găsiți în descrierea acestui clip, sub clip, e la Show More. Acolo veți găsi și linkul către Twitter, ne apropiem de 20.000, pe YouTube, cum ziceam, facem 64.000. Vă aștept și pe bitmarket.ro. Ieri vă spuneam într-un TikTok că am văzut deja foarte multe oportunități. Avem artă, avem mașini, avem pictură, avem ceasuri și un teren. Unul din vechii mei clienți a postat un teren care este în zona Brașovului, aproape de Poiană, de Bran. Un teren pe care vrea să-l vândă pe criptomonede. El are și un proiect acolo, un proiect de resort, de hotel, cu piscină, cu tot felul de facilități. Este în faza de proiect, dar terenul este valoarea. El îmi spunea că nu se mai găsesc terenuri de genul ăsta în zonă. Cei interesați puteți să-mi scrieți în comentarii și vă voi face introducerea către el. El acceptă cu plăcere Bitcoin, Ethereum, USDT, chiar și Elrond, mă gândesc. Așa că vă stă la dispoziție. În rest, eu vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, nu uitați ce v-am zis. Sub 51.000 Bitcoin mi se pare riscant, sub 46.000 eu m-aș uita la o intrare în piață doar dacă ajunge în zona de 42. Până mâine, să ne auzim cu bine, aveți grijă de voi.